Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald, o nouă campanie online pe care o puteți găsi, bineînțeles, pe site-ul editurii www.edituraherald.ro, dar de asemenea și pe pagina oficială de Facebook până pe data de 19 iulie. Așadar, intrând pe site-ul editurii și pe pagina de Facebook unde avem aceste materiale, interviuri cu invitații noștri specialiști, găsiți informații despre această campanie și despre titlurile cele mai vândute în ultimii ani din portofoliul editurii Herald. Astăzi vorbim alături de Ana Maria Drăguța, psihoterapeut și membru ISTT, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, despre un autor foarte drag nouă. Am mai discutat despre el cu alte prilejuri, alte evenimente, atunci când condițiile ne-au permis, bineînțeles. Gabor Maté, Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței, și am să vă arăt cartea și la cameră. O carte foarte apreciată, dar și personalitatea lui Gabor Maté, de asemenea, în ultimii ani de foarte mulți psihologi și psihoterapeuți. Să nu uităm faptul că în urmă cu 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel, undeva pe la începutul lui octombrie, Gabor Maté a venit și a susținut câteva conferințe în București, exact pe domeniul pe care el este specialist, cred că cel mai bun specialist sau unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul adicțiilor și al dependențelor. Gabor Maté, Pe tărâmul fantomelor înfometate. Ana Maria, de ce este această carte atât de importantă, atât pentru terapeuți, pentru psihoterapeuți, dar pentru specialiști, dar și pentru publicul larg? Pentru că este o carte în care Gabor Maté vorbește așa într-un stil oarecum autoconfesiv despre experiența lui pe care a avut-o în Vancouver cu tinerii, mai ales dependenți de substanțe, dar vorbește, bineînțeles, și de, am putea spune, propria dependență atunci când ne referim la faptul că el își cumpăra, avea o pornire compulsivă de a-și cumpăra foarte, foarte multe CD-uri cu muzică clasică. Bună, Sorin! Bună tuturor! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi despre această carte minunată, scrisă de acest om extraordinar. E o bucurie pentru mine de fiecare dată când am ocazia să mă întorc la ea. Ce aduce cartea aceasta, ce nu am întâlnit în alte perspective, este această blândețe și această compasiune cu care ne uităm, de fapt, la persoanele care suferă de dependență și nu aduce judecata cu care venea de obicei acest comportament adictiv. Că e ceva în neregulă cu persoana. Gabor Maté merge un pic mai departe și caută dincolo de dependență. Ce întrebare își pune el și este esențială în cartea sa este nu de ce dependența, ci de ce există durerea. El caută în spartele comportamentului adictiv să afle ce a determinat persoana să caute dependența și în dependență el vede mai degrabă ca o soluție pe care persoana a descoperit-o, a experimentat-o pentru a gestiona propria suferință. Spune. El vede asta inclusiv în viața lui personală, așa cum ai spus foarte bine, în dependența lui de achiziționarea de muzică clasică, dar și în pacienții lui. Faptul că a lucrat atâta timp în Downtown Eastside, o clinică specializată în dependență, în care oamenii aceia sunt primiți, deci au un sistem în care ei sunt cazați acolo, li se permite să locuiască acolo, sunt îngrijiți de medici. Dacă aleg să renunțe la dependență, sunt însoțiți în acest lucru, dar sunt însoțiți inclusiv în dependența lor. Unii oameni ajung să reușească să treacă prin aceste episod și să-și recupereze viața, alții nu. Și în cartea lui, el împărtășește niște povești sfâșietoare despre ce au trăit oamenii care ajung, de fapt, să fie dependenți de substanțe, mai ales. Știu că el face la un moment dat și o clasificare în dependențe maligne și dependențe benigne, adică dependențe care cumva nu ne fac rău sau nu atentează, să spunem, la sănătatea sau la integritatea noastră, cel mult la bugetul nostru, și acum mă gândesc la dependența de jocuri de noroc, de exemplu. Dar cred că acolo există și niște conotații din zona sănătății, pentru că și dependențele, din punctul meu de vedere, cred că sunt cronofage. Nu doar mâncătoare de resurse financiare, dar mâncătoare și de timp și cineva de relații. De relații, exact, foarte bine, și mai ales chiar și momentul în care, să spunem că pierzi foarte mult timp pe anumite adicții, pe anumite dependențe, poate să aibă niște repercusiuni asupra organismului tău. Corpul să resimți o oboseală sau o epuizare cronică, tocmai pentru că ești concentrat pe acea dependență care îți dă, în momentul respectiv, îți dă plăcere. Le clasifică în maligne când vorbim despre substanțe, despre alcool, despre droguri, despre tutun. Aș include chiar și dependența de mâncare. Poate să fie o dependență malignă în momentul în care nu mai pierzi reperul și mănânci până ajungi la 200-300 de kilograme, Doamne ferește, și dincolo dependențele de ordin benign, unde putem să includem, eu știu, dependența de shopping, dependența, cum spuneam mai devreme, de jocuri de noroc și alte dependențe care ne distrug relațiile, care ne mănâncă timpul. Exact. Dar ce e important să știm, și el vorbește despre acest lucru în cartea sa, este că indiferent de ce obiect are dependența noastră, ea funcționează pe același circuit neuronal. Ea încearcă să ne aline o durere pe care o evităm folosind dependența. Că este o dependență de shopping sau că este o dependență de droguri, faptul că obiectul este diferit și riscul, da, într-adevăr, este mai mare la dependența de droguri, dar în același timp poate să fie mai mare și la dependența de shopping, dacă eu mă duc să mă împrumut de la cămătari de bani, exact, știi? Exact. Și eu nu reușesc, adică persoana care trăiește dependența și care trăiește cu dependența se conectează mai degrabă la mecanismul de protecție împotriva durerii decât la durere și la ea însăși, pentru că durerea este mult prea mare și este deconectată de relații, de limite sănătoase, de ce are nevoie cu adevărat ca să fie bine. Putem să facem o legătură între dependențe și între comportamentul adictiv și traumele din copilărie și, ca să mai fac o mică precizare, mă mai gândeam la o formă de adicție despre care se vorbește foarte mult în ultimul timp. Eu, cel puțin, în anumite emisiuni radio și TV am discutat cu prietenul meu Marius Teodor Zamfir, inițiatorul campaniei Stop Autism Virtual, unde putem vorbi, iată, la copii mici, bebeluși chiar, sau de câțiva ani, până la cei de puberi de 12, 13, 14 ani, care petrec foarte, foarte multe ore, ori în fața televizorului, pe tot felul de console și de jocuri video, sau pe tabletă, pe telefon, sau pe calculator, pe laptop. Da, pentru că acestor persoane, și aici putem să includem, de exemplu, o bună parte din programatori, da? Adulți, persoane care lucrează în IT și care au o pasiune din asta, dar pentru că pasiunea lor îi determină să petreacă atât de mult timp în fața ecranelor, asta înseamnă că ei petrec mai puțin timp în conexiune cu ceilalți. Nu spun că toți sunt așa, dar ei au predispoziție către asta. Și ce se întâmplă e că atunci când suntem în fața ecranelor, ne deconectăm de noi. Ne deconectăm de corpul nostru și de nevoile noastre și intrăm în conexiune cu altceva. Nu mai simțim ce se întâmplă în corpul nostru. Și probabil că și ne creăm cumva și o altă realitate. E o realitate virtuală. Exact, în care simțim, trăim ce se întâmplă în fața ecranului, rezonăm cu ce se întâmplă în fața ecranului, dar nu cu noi și cu nevoile noastre. Și această deconectare de nevoile noastre și de noi înșine, de corpul nostru, ne permite după aceea să ne fie foarte greu, între ghilimele, ne permite să ne adaptăm la realitate și la ceilalți. Pentru că e altfel relația cu o persoană și altfel relația cu un device. Un device nu-ți răspunde și nu-ți solicită ție. El îți doar transmite și tu primești. Nu poți să decizi dacă să primești. Îți transmite plăcere. Plăcere, da. Cauți să găsești exact ce vrei tu să primești ca plăcere. Și chestia asta e foarte nocivă pentru noi, mai ales în contextul actual, când noi am început să lucrăm foarte mult de acasă, petrecem foarte mult timp în fața ecranelor, chiar dacă relaționăm, există această lipsă de conectare la energia umană reală pe care o crea dinamica pe care o aveam cu colegii la serviciu. Sunt clienți care îmi spun, trebuie să mă duc la serviciu măcar o dată pe săptămână, să simt și eu că mă întâlnesc cu 3 oameni, fizic, să-i simt acolo. Pentru că nu mai pot să lucrez acasă. Și mai e ceva, o dependență despre care nu am apucat să punctăm, este dependența de muncă. Dependența de muncă care este extrem de valorizată social, nu doar la noi, dar peste tot în lume și acolo nu face foarte clar diferența care-i limita. Cât e bun pentru mine și cât e pentru a acoperi durerea pe care eu o simt sau ce s-a întâmplat cu mine sau lipsa de valoare pe care eu o am în raport cu mine. Nu mă valorizez suficient, așa că o să muncesc atât de mult încât să primesc valoare de la ceilalți. Putem să o asociem cu un soi de dependență, o dependență bazată pe o motivație exterioară și anume dependența de apreciere? Eu am nevoie să fiu bun pentru celălalt, că poate în felul ăsta să pot să fiu bun și pentru mine. Dar eu mă pliez atât de mult pe celălalt, încât nevoile mele rămân în continuare neîndeplinite. Sunt atât de atent la nevoile celuilalt sau la solicitările de la muncă, încât eu cu mine nu sunt, din nou, sunt deconectat. Hai să ne întoarcem puțin la întrebarea pe care ți-o pusesem anterior, ți-o adresasem anterior, și anume legătura dintre adicții și traumele din copilărie. Putem să includem aici și când vorbim de anumite tipare relaționale, disfuncționale, putem să includem și stilurile de atașament? Categoric. Faptul că un stil de atașament, conform teoriei lui Bolbi, un stil de atașament securizant și organizat, mai rar sau aproape deloc ar duce la dependență, pe când stilul, de exemplu, anxios sau evitant, sau mixul dintre acestea două, nu mai vorbim de al patrulea, de cel dezorganizat, poate să ducă să reprezinte într-un fel premizele unei dependențe, dezvoltării unei dependențe la un adult. Da, categoric. Gabor Maté punctează foarte mult acest aspect în cartea sa și importanța atașamentului și acest attunement pe care părintele are nevoie să-l facă cu copilul și să-l ajute să crească într-o manieră în care să fie în contact cu el însuși, copilul și cu nevoile sale. Ca un părinte să poată să facă asta, are la rândul lui nevoie să fie el în contact cu el însuși și cu nevoile sale. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care părintele nu poate să facă asta pentru copil? Copilul renunță la nevoile lui și se duce să aibă grijă de părinte. Și lucrul acesta produce multă durere în copil. O durere de care foarte mulți dintre noi nu suntem conștienți. Devine copilul responsabil de fericirea părintelui? Devine copilul responsabil de fericirea părintelui pentru că el are nevoie mai mult de părinte decât să simtă bucuria libertății de explorat, de exemplu. Pentru că el are nevoie de siguranță. Dacă părintele este cât de cât bine sau fericit, există mai multe șanse ca acest copil să primească senzația de siguranță sau minim de grijă, atenție, attunement din partea părintelui. Dacă părintele nu este ok, pentru că copilul depinde de părinte, atunci senzația de nesiguranță, senzația de efectiv frică de moarte aproape, crește în copil și e ceva ce nu poate să tolereze. Și are nevoie să acționeze copilul, pentru că el vrea să trăiască. Dar toate aceste lucruri, toată această dinamică se întâmplă la nivel inconștient. Copilul care atunci când participă la un conflict în familie, se duce să aline pe unul din părinți. își iese din rolul său și din papucii săi de copil, care el are nevoie de protecție pentru că în familie există un conflict și asta produce pentru el multă frică și nesiguranță, se duce, renunță la nevoia lui și se duce către persoana următoare vulnerabilă, pe care el o vede vulnerabilă. De asta poate că de cele mai multe ori și anumiți copii se simt, dezvoltă niște sentimente de culpabilitate, de vinovăție atunci când părinții se ceartă sau cu atât mai grav atunci când părinții sunt în pragul divorțului și își pun întrebarea, eu sunt de vină? A fost vina mea? Da, a fost vina mea? Eu am contribuit la... Nu-și mai pun întrebarea. Copiii cred că este vina lor. Dacă nu li se spune foarte clar că n-a depins de ei, pentru că în funcție de etapa de vârstă în care ei sunt, copiii pot să perceapă lumea dintr-un anumit punct. Copiii mici, de exemplu, la 5 ani, ei cred că totul se întâmplă pentru că ei. Marea face valurile pentru că am venit eu la mare. Lumea se învârte în jurul meu. Deci părinții au divorțat din cauza mea. Și adulții au tot timpul nevoie să vină să le expună copiilor diferența între ei și ceilalți, pentru că nu există decât mai târziu când cresc și inclusiv atunci copiii o să zică a fost vina mea. Am fost eu prea mult. Am fost eu prea nepotrivit. Și atunci când ne referim la traumele din copilărie, da, există și partea aceasta cu atașamentul și este foarte importantă și este esențială, crucială în dezvoltarea copilului, după aceea în dezvoltarea mecanismelor de a face față unui atașament dezorganizat sau insecurizat. Dar există și partea asta de efectiv traumă, de abuz, de neglijență și cele mai dificil de gestionat sau de recunoscut sunt lucrurile care nu s-au făcut cu copilul. Nu lucrurile care s-au făcut, pentru că e foarte greu să pui degetul pe ce nu s-a făcut. Neglijența. Când n-am primit îmbrățișări, e foarte greu ca cineva să spună decât pe foarte mult timp să simtă nevoia și să zică, păi, asta a fost nevoia mea. La 3 ani. Și eu n-am primit asta. Pentru că ajunge copilul să creadă că a fost ceva în neregulă cu el, că a avut nevoie de asta. Și asta e. Nu a fost de la el, n-a fost de la părinți, a fost de la el. Că am fost eu prea mult. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte minunată, Gabor Maté, Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței, despre ceea ce înseamnă comportamentul adictiv, dependențele și ce anume a dus la acest comportament adictiv, ce se ascunde de fapt în spatele adicțiilor, în spatele dependențelor. Alături de noi, Ana Maria Drăguța, psihoterapeut, membru ISTT, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi în cadrul acestei campanii, top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald, din diverse domenii. Știți din episoadele anterioare, am vorbit și despre tradiții spirituale, de asemenea despre neuroștiință, apropo de Daniel Siegel, cartea Cum se schimbă oamenii, știință din colecția Amatesis, iată astăzi colecția Psihoterapia, Gabor Maté, Pe tărâmul fantomelor înfometate. Mulțumim foarte mult, Ana Maria. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, campania online pe site-ul editurii și pe pagina oficială de Facebook va ține până duminică pe data de 19 iulie. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc și eu, Sorin! O zi bună!